Bună, bună ziua, bună seara! Mă numesc Vizi și sunt foarte, foarte departe de zona mea de confort. Teoretic ar trebui să fiu așa, să am un stativ în fața mea și să cânt. Nu, uh, nu, în, în, de, în cazul ăsta, de data asta, eu vă povestesc despre ce cred eu și de ce zona de confort nu este ok pentru omul creativ sau pentru oricine. Vreau să încep cu începutul. V-am spus de ultima mea, cea mai nouă situație în care mi-am părăsit zona de confort, asta fiind acum. Hai să vă spun de prima mea experiență cu zona de confort. Aveam 5 ani și ne-am mutat de la Sfântul Gheorghe din Secuime la Batoș. Nu știam limba română și colac peste pupăză în anii 90, la începutul, în 1990, practic, să fii ungur într-un sat de români <laughs> Nu era foarte trendy, nu mai să zicem așa. Din, din Bosgor și din Ungur, Bungur, Sapan, nu prea am fost scos. Foarte, foarte puțin timp, cred că un an, doi, a fost așa o traumă, nu e... Am, am rezolvat-o. Însă, a, ce am zis eu? Lasă că învăț eu limba lor, să-i înjur pe limba lor. A, nu s-a întâmplat așa. Am învățat limba română, am învățat-o, aș îndrăzni să zic, la nivel de limbă maternă și am cunoscut o nouă cultură. Ce a, a atras acest lucru după el este că în vara anului 1993, deci un pic după inundații, am uh, întâlnit niște francezi și am început să zic Oh, altă limbă! Oh, ce mișto! Ce limbă e asta? Franceză! Vreau să învăț franceză!" Și am început să învăț franceză. Am uitat-o, trebuie să fiu sincer. Nu m-a pasionat foarte tare limba franceză, însă am mers mai departe și mi-am mi -am făcut un mușchi, cum ar veni, pentru a învăța limbi străine. Avantajele cunoașterii mai multor limbi străine le cunoaște. Nu vreau să vă povestesc foarte mult despre asta, dar am ajuns să vorbesc -ă, limba maternă maghiară, română, engleză, germană, spaniolă, italiană și acum învăț limba norvegiană pentru că nu mă mai pot opri. E destul de adictiv. Asta este insațietatea mea de a părăsi zona de confort. Ok, mergem mai departe, s-a întâmplat acest lucru. Încerc să vă, să vă arăt de unde am pornit și care a fost rezultatul de fapt. Cum mi-am părăsit zona de confort, cum m-am îmbogățit. M-am îmbogățit cu altă cultură, m-am îmbogățit cu mai multe limbi străine și se continuă acest lucru. După aia am plecat către Reghin, trebuie să vă spun eu, din 4 în 4 ani mă cam mutam n-am avut timp să fac parte dintr-o comunitate așa închegată. De exemplu, la Batoș n-am avut pe nimeni în afară de părinți, toată lumea avea verișori, un ceașu, mătușa. La mine cel mai apropiat unchi era la 14 km, deci a trebuit să mă obișnuiesc și cu singurătatea, dar și cu faptul că într-o comunitate petrec un timp scurt. Care este avantajul acestui lucru? Este că am reușit să mă adaptez peste tot. În 2008 am plecat din România în Italia cu gândul să nu mă mai întorc niciodată. M-am întors. <rători> în 2008 am plecat în Italia. În trei luni de zile m-am adaptat, am învățat limba. A fost un ajutor mare să am o prietenă italiancă, recunosc am învățat limba și am început să fac programe artistice cu copiii de acolo. Asta este iar un rezultat al faptului că zona de confort sau lipsa zonei de confort este, era și este constantă în viața mea. Și am grijă să fie tot timpul așa, după cum observați. Deci am ajuns la Regin și un coleg de bancă a zis, a, deja eram bine, deja ne-am cunoscut. Un coleg de bancă a adus o chitară la școală, sau elud, a adus o chitară la școală și l-am întrebat, bă, dar tu în cât timp ai învățat să cânți la chitară? În trei luni. A, da, vreau și eu. Era prea plictisitor în școală, vă spun sincer, cu mâna pe inimă. După ce am pus mâna pe chitară, mâna pe carte n-am mai pus-o. Însă, eram destul de rebel și mă consider a fi destul de rebel și în momentul de față. Încerc să, încerc să caut tot timpul ceva nou, ceva inovativ în orice ce fac. Asta din cauza faptului că nu sunt în zona de confort. Bun, în 2005 am început cu muzica și mi-am dat seama într-un an sau doi că muzica este drumul meu. Și oriunde mă duceam, Muzica era drumul meu. Orice făceam, muzica era drumul meu. Uh, mamei mele i-am zis într-o zi, într zi că, totuși, la început îmi ziceau, copile, trebuie să te faci doctor, inginer, avocat. De astea. Ce trebuie, de ce este nevoie în societate. Eu ziceam, eu mă voi face muzician și dacă mor de foame. Și asta am și făcut. Uh, am fost. Uh... N-am murit de foame! N-am murit de foame! Am continuat cu muzica și mi-am făcut o viață din acest lucru, un stil de viață. Muzica este un stil de viață. Muzica nu este un job pe care îl pui jos la ora 5 și îți scoți o bere și te uiți la, nu știu, ceva sitcom. Muzica este un stil de viață. Ok, am făcut asta, am intrat într-o trupă. La fel, am învățat să cânt la chitară, să înființăm trupa. Nu vrei să te bagi la bas? M-au întrebat pe mine. Ziceam, ce e aia? Păi e ca o chitară, dar are doar patru corzi. Două încoace. Zona de confort. Am început să învăț să cânt la bas, era total altceva. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am rămas cu basul. După aceea, după cum vă spuneam, ori, orice făceam, tot la muzică mă întorceam, dar mie cum îmi place drumul mai lung, în primul an ar fi trebuit să mă duc, să mă, să mă duc în armată, dar nu m-am dus în armată, că m-am înscris la conservator. După ce mi-am primit hârtia de la conservator, m-am lăsat de conservator, am dat acolo, la revedere. Bun. Și ca să înțelegeți de ce zic eu de zona de confort și tot timpul mă repet, este că ca să mă fac muzician a trebuit să mă duc la facultatea de actorie. Aici am petrecut câțiva ani. N-am fost nicio zi actor, profesionist, dar am terminat facultatea. Am terminat facultatea și mi-am dat seama că nu vreau să fiu actor și am început din nou cu muzica. La ce m-a ajutat acest lucru? Facultatea de Teatru te rupe în o mie de bucăți și te pune la loc după aceea ca pe un Lego. Eu, în, înainte de facultate, nici măcar nu, știu, nu sunt sigur că aș fi putut să ies de aici, pe, pe scena asta. Facultatea de Teatru m-a ajutat foarte, foarte mult în muzică. În momentul de față pot să țin un concert și să și vorbesc între timp. Um, Așa, am, am ajuns la Târgu Mureș, am povestit despre asta, opa între timp mă uit la ceas, uh, și am început să cânt prin localuri. Uh, nu mai există Zanza, am început să cânt acolo, dar eu încă nu cântam. Îmi plăcea zona aia de confort în care n-aveam niciun stres, iau chitara, am băgat cablul, mă pun pe un scaun și cânta cineva, Teo. Și cânta Teo și eu o acompaniam. Până în punctul în care Teo trebuia să dea bacul și a zis, nu mai pot veni la cântări și eu riscam să pierd cântările. Chiria trebuia plătită. Facturile veneau. Ce am făcut eu? Hai să mă apuc să cânt. Zona de confort. S-a zona de confort, s-a cam dus. M-am apucat să cânt. Am început să cânt câțiva ani, după ce am zis, Hai să mă duc la Vocea României, că mi-a povestit un prieten că acolo este trupă live. O, oh, ce frumos! M-am păi gândit că mă duc acolo, o să cânt cu trupa live, că în trupa live era Nicu Patoi. Nicu Patoi este unul dintre cei mai buni chitariști din România. La fel, George Națis era liderul trupei. Și eu aveam un respect foarte mare pentru acești oameni și am zis, odată în viață vreau să cânt cu trupa asta. M-am dus, am cântat cu trupa și am stat la vocea României până la finală. Până la finală n-am avut nici un pic de zonă de confort, nici n-aș fi vrut acest lucru pentru că uh, fiecare zi era o nouă provocare. Încă nu eram obișnuit cu televiziunea, nu eram obișnuit cu a vorbi în fața camerelor, nu eram obișnuit cu repetițiile alea de dimineață până noaptea târziu. Acest proces pe mine m-a făcut foarte rezistent la orice fel de stres, la orice fel de situație în care aș putea să clachez. Zona de confort nu este inamicul omului. Din cauza asta. Trebuie să poți să te adaptezi la orice situație. Ok, am înțeles uh, asta cu Vocea României. Nu mi-a mai ajuns. Am vrut să mă duc la televizor, să, mai, să mă mai încerc, să văd ce mai pot. M-am dus și la o emisiune de gătit. De ce nu? Foarte drăguț. Mi-a plăcut la maxim. Desigur, tot timpul știu că sunt muzician și promisiunea pe care am făcut-o mamei mele trăiește. Eu voi face muzică. A venit prima... Mare provocare din viața mea de adult, când a ars colectiv. O tragedie națională care a atras după, după ea o închidere în masa cluburilor, o, o brazie mare și, prin urmare, contractele mele de cântări s-au cam dus pe apă. De aproape de pe o zi pe alta. Sunam în disperare, nu găseam cântări, facturile veneau. A trebuit să mă, mă fac creativ. Din nou, m-am apucat să scriu piese pentru alții, să fac producție muzicală pentru alții. După cum observați, pe mine tot timpul nevoia m-a dus către, către următoarea fază a carierei mele. Nevoia, foamea, de exemplu, foamea, într-o într-un speech pe care l-am avut pentru o altă platformă, am zis, stay hungry, stați înfometați. De ce să stați înfometați? Eu mai fac fasting, nu se vede, dar fac. Eu mai fac fasting din când în când și a doua zi dimineață, după 24 de ore de fasting, mă trezesc la 6 dimineața cu creierul pe steroizi. Nu, nu știu de unde, dar vine toată nebunia asta ca un rush, ca un... Zici că am luat ceva potențiator de arome, nu știu. Și mă pun la calculator și sunt în stare, după o zi de foame, să fac un album întreg într-o zi. Sunt în stare uh, și aici vin către o temă mai recentă. Problema era că nu terminam albumele pe care mi le-am propus. Tot timpul scriam piese pentru alții, pe mine mă neglijam. Primul meu album a durat 8 ani de zile să îl fac, cu toate peripețiile pe care le-am avut, a durat 8 ani. A ieșit anul trecut. Am, am, am avut grijă să nu, nu, mă grăbesc foarte tare cu el. Am vrut eu, am avut toate filmele în cap. Desigur, între timp mă căutam, între timp scriam piese, între timp Încercam să găsesc o formulă în care să dau ceva nou și creativ. Ok, am lansat albumul. Acum câteva săptămâni am ajuns într-un tiny house în pădure, un lucru pe care mi l-am plănuit de 2 ani de zile. Am ajuns într-un tiny house și în 10 zile am scris 50 de piese. Ăsta au fost scopul, l-am făcut, am venit acasă și în într-o săptămână am ales 14 piese pe care urmează să le produc și să le pun pe un album care va ieși în martie. Deci față de 8 ani de zile în care am făcut primul meu album, acum în două luni va fi gata albumul, gata de, distribuție, gata de ascultat. Dragilor, ceea ce vreau eu să subliniez cu toată povestea asta, că Uh, nu cunosc, eu sunt artist, nu sunt cu studiile, mă inspir din propria experiență. Eu cred că zona de confort trebuie să o avem, desigur, să știm ce nu avem, să știm când să ieșim din zona de confort și când avem nevoie de o pauză și atunci ne reatragem în zona noastră de confort. Dar să nu stăm prea mult acolo. Pentru că dacă stăm prea mult acolo, devenim zombi și vom avea parte de zile monotone și nu putem să dăm către comunitatea în care trăim. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o viață frumoasă!